Această rubrică vă este oferită de Sanador. Hemoragia digestivă reprezintă pierderea de sânge de la nivelul tubului digestiv. În funcție de locul unde se produce sângerarea, vorbim despre hemoragii digestive superioare și inferioare. Despre cauzele celor din urmă și cum pot fi tratate, discutăm cu doamna dr. Mădălina Stan Ilie, medic primar gastroenterologie. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Ce este hemoragia digestivă inferioară? Hemoragia digestivă inferioară reprezintă pierderea de sânge de la nivelul colonului. În termen medical se poate manifesta ca și hematochezie, un sânge de culoare maro închis roșu, sau rectoragii, sânge de culoare roșu aprins. Ce cauze poate avea ea? Probabil toți ne temem de cancerul colorectal și este foarte justificată această teamă. Tumorile de colon reprezintă una din cauzele hemoragiei digestive inferioare, de aceea orice sângerare de la nivelul colonului ar trebui investigată și pacientul ar trebui să meargă la medic. Pe lângă cauzele maligne, sunt și cauze benigne, cum sunt hemoroizii, diverticulii, fisurile anale, leziunile vasculare sau ulcerele de colon. Cum identificăm sursa sângerării? Practic, ce analize trebuie, ce investigații trebuie efectuate pentru a pune diagnosticul corect? În primul rând, trebuie să mergem la medicul specialist gastroenterolog, care o să ne recomande o colonoscopie. Foarte mulți pacienți au teamă de colonoscopie, o teamă puțin nejustificată, pentru că în zilele de azi se face cu anestezie totală intravenoasă, fără ca pacientul să simtă nimic, și cu alături de medic anestezist. Ce opțiuni de tratament există în acest caz? Colonoscopia, pe lângă rolul diagnostic, că ne ajută să identificăm sursa sângerării, are și rol terapeutic. Putem identifica cauza și o trata în același timp prin electrocauterizare, prin injectare de substanțe hemostatice sau aplicare de anumite clipuri metalice care opresc sângerarea. În caz că aceste metode nu reușesc, putem recurge la angiografie sau chiar chirurgie. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.